Sfântul Siloan Atonitul, cetățean al Ierusalimului cel Ceresc, s-a evit din părinți cucernic de pe pământul Rusiei. S-a născut în anul 1866-lea de la nașterea după trupa Cuvântului lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, și din tinerețe a fost chemat la pocăință de însăși prealăudată născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria. Ajungând cu vârsta la al 27-lea an, a părăsit grijile lumii și, întărindu-se la drum cu rugăciunile celui între sfinți, Părintele Ioan din Kronstadt, a ajuns în Grecia, la vestitul munte Athos, Aton, luând asupra-și jugul cel monahicesc în mănăstirea Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor, Pantelimon. 46 de ani de neștiută viață monahală la Sfântul Munte, sfârșesc prin a face dintr-un simplu țăran rus poate cea mai remarcabilă figură a spiritualității ortodoxe a secolului 20. În 1988, Biserica Ortodoxă recunoaște în cuviosul Siloan Atonitul un adevărat dascăl profetic și apostolic. Mutatu-sa de la moarte la viața acest fericit cuvios Siloan, împlinit în zile după Duhul, în luna lui septembrie, ziua 24-a, în anul 1938, împărățind Domnul nostru Iisus Hristos, căruia slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Veți asculta în continuare fragmente din scrierile duhovnicești ale acestui mare dascăl profetic și apostolic al secolului al XX-lea, Părintele Siloan Atonit. A secolului 20. În 1988, Biserica Ortodoxă recunoaște în cuviosul Siloan Atonitul un adevărat dascăl profetic și apostolic. Mutatu-sa de la moarte la viața acest fericit cuvios Siloan, împlinit în zile după Duhul, în luna lui septembrie, ziua 24-a, în anul 1938, împărățind Domnul nostru Iisus Hristos, căruia slava și stăpânirea
în vecii vecilor. Amin. Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Veți asculta în continuare fragmente din scrierile duhovnicești ale acestui mare dascăl profetic și apostolic al secolului al XX-lea, Părintele Siloan Atonit. Și pururea Fecioară Maria. Ajungând cu vârsta la al 27-lea an, a părăsit grijile lumii și, întărindu-se la drum cu rugăciunile celui între sfinți, Părintele Ioan din Kronstadt, a ajuns în Grecia, la vestitul munte Athos, Aton, luând asupra-și jugul cel monahicesc în mănăstirea Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon. 46 de ani de neștiută viață monahală la Sfântul Munte, sfârșesc prin a face dintr-un simplu țăran rus poate cea mai remarcabilă figură a spiritualității ortodoxe a secolului 20. În 1988, Biserica Ortodoxă recunoaște în cuviosul Siloan Atonitul un adevărat dascăl profetic și apostolic. Mutatusa de la moarte la viața acest fericit cuvios Siloan, împlinit în zile după Duhul, în luna lui septembrie, ziua 24-a, în anul 1938, împărățind Domnul nostru Iisus Hristos, căruia slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Veți asculta în continuare fragmente din scrierile duhovnicești ale acestui mare dascăl profetic și apostolic al secolului al XX-lea, Părintele Siloan Atonitul.